Substantivul stă în cazul acuzativ și îndeplinește funcția de complement indirect atunci când determină un verb, un adjectiv, un adverb sau o interjecție și răspunde la una dintre întrebările de cine, de ce, cu cine, cu ce, de la cine, de la ce, despre cine, despre ce, în cine, în ce, între cine, între ce, pentru cine, pentru ce, o întrebare de tip prepoziție plus cine sau prepoziție plus ce. Să luăm câteva exemple. Eleva pregătită pentru examen se așteaptă la o notă mare. Subiectul și predicatul, eleva se așteaptă. Este vorba despre elevă în această propoziție. Acesta e subiectul. Ce se spune despre elevă? Că se așteaptă. Cine se așteaptă? Eleva. Ce face eleva? Se așteaptă. Aceasta este combinația principală de la care se pleacă. Subiect, predicat. Care elevă? Eleva pregătită. Pregătită determină substantivul eleva, este un atribut. Nu ne interesează pe noi în cazul de față, însă ne interesează pentru examen. Pentru examen este un substantiv cu prepoziție care determină adjectivul pregătită. Pregătită pentru examen. Pentru ce pregătită? Pentru examen. Determină un adjectiv, răspunde la întrebarea pentru ce, îndeplinește funcția de complement indirect. De asemenea, se așteaptă la o notă. La ce se așteaptă? La o notă. Substantivul o notă cu prepoziția la determină verbul se așteaptă, prin urmare este complement. Răspunde la întrebarea la ce, așadar este complement indirect. Prin urmare, în această propoziție avem două complemente indirecte. Unul care determină un adjectiv pentru examen, celălalt care determină un verb. Se așteaptă. Primul răspunde la întrebarea pentru ce pregătită, al doilea la întrebarea la ce se așteaptă. Să luăm o altă propoziție. E vai de călătorul aflat foarte departe de casă la căderea înserării. Aici avem un predicat nominal exprimat printr-o expresie verbală impersonală. E vai, formată dintr-un verb copulativ e și interjecția vai. De interjecția vai depinde substantivul de călătorul, substantivul cu prepoziție, de călătorul. De cine vai? De călătorul. Acest substantiv, pentru că determină o interjecție, îndeplinește funcția de complement, pentru că răspunde la întrebarea de cine vai, este complement indirect. Are formă de cazul acuzativ, pentru cazul acuzativ. Mai departe, care călător aflat? Aflat este un atribut. Unde aflat? Aflat foarte departe. Foarte departe este complementul de loc al adjectivului aflat. Foarte departe de casă. De ce foarte departe? De casă. Substantivul cu prepoziție de casă determină adverbul foarte departe și răspunde la întrebarea de ce. Prin urmare, îndeplinește funcția de complement indirect. Iată așadar, am ilustrat toate situațiile de complement indirect. Aici am avut complement indirect care determină o interjecție de călătorul și complement indirect care determină un adverb foarte departe. Întrebările de cine și de ce. Observăm că toate substantivele cu funcția de complement indirect în acuzativ sunt precedate de prepoziții.